este ora 22:45 de minute. Să luăm aminte. Foarte, Doamne, ajută-ne noi și ne izbăvește pe noi pentru slava numelui Tău. Deci, Cerul Doamne, scoate și nepădată să aminte. Posta mâna Domnului peste mine și m-a dus Domnul în lucruri și m-a așezat în mijlocul unui grup
Fiul omului vor învia mare oasele acestea. Iar eu am zis, Dumnezeule, mai nu știi aceasta. Domnul însă mi-a zis, prorocește asupra oaselor acestora și le zic, oasele state, ascultați cuvântul Domnului. Așa că ești Domnul Dumnezeu, oaselor acestora. Iată, eu voi face să intre în voi și veți învia. Voi pune pe voi vine și carne va crește pe voi. Îl voi acoperi cu piele, voi face să intre în voi și veți învia. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Porocit am deci cum mi se poruncise. Și când am porocit, iată, s-a făcut un sune și o mișcare. Oasele au început să se adopnie, fiecare os la pierdura sa. Și am privit și el, și iată era o piele vine. Crescuse carne și pielele acoperea pe deasupra, iar nu era în ele. Atunci mi-a zis Domnul, Fiul omului, porocește Duhului, porocește și zi Duhului. Așa crește Domnul Dumnezeu, Duhule, vină din cele patru vânturi și suflă peste morții aceștia și vor învia. Deci am porocit eu cum mi se poruncise și a intrat cu ei în Duhul și a înviat. Și mulțime multă foarte de oameni s-au ridicat pe picioarele lor. Și mi-a zis iarăși Domnul, Fiul omului, oasele acestea sunt toate casa prin Israel. Iată, ei zic, s-au zboat oasele noastre, rădăcina noastră la tine. Suntem scuși din rădăcină. De aceea prorocește și le spune, așa trăiește Domnul Dumnezeu. Iată, eu voi deschide mormintele voastre și voi scoate pe voi poporul meu din mormintele voastre și vă voi duce în țara lui Israel. Ați vrea că-ți cunoaște că eu sunt Domnul. Îmi voi deschide mormintele voastre voi scoate pe voi poporul meu din mormintele voastre și voi pune în voi Duhul meu și veți învia și voi așeza în țara voastră și veți cunoaște că eu, Domnul, am zis aceasta și am făcut, zice Domnul. Să luăm aminte, pace tuturor! Să vină la neamul binecuvântarea ce a fost asupra lui
înțelepciune, dreptate, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Matei, citire. Să luăm aminte în ziua aceea care este după tine, s-au adunat vederile preoților și farisei la mine și au zis, Stăpâne, ne-am adus aminte ca urgitorul acela a zis, fiind încă în viață după 3 zile mă voi scula. Deci poruncește să fie bine păzit mormântul până a 3-a zi, ca nu cumva ucenicii săi venind noaptea să fure și să spună poporului că s-a sculat din morți. Atunci va fi rătăcirea cea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Pilat însă le-a răspuns, aveți păzitori, mergeți de întăriți cum știți. Iar ei, lucrându-se, au întărit mormântul, punând pază și au mecetuit piatra.
neamul omenesc cel nerecunoscător și rău. Biscădincioși și credincioase, cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine de dimineață ne întâlnim cu aceia dintre frățiile voastre care doresc să ne ajuta pentru a pregăti Paștile, care pune pe vom sfinți mai întâi, apoi vom pune pâinea și vom adăuga vinul în pahare, Paștile ce vor fi împărțite mâine seară la miezul nopții, după ce vom face procesiunea în jurul bisericii. Deci de la ora 9, aceia dintre frățiile voastre care pot să vină, alții și mai repede, suntem aici de la ora 8, fără problemă, pot să vină și se apucă încet de pregătit Paștile. Vreau să vă mulțumesc celor care astăzi ați fost la tăia cu pâinea, celor care ne-ați ajutat la împodobirea mormântului Domnului cu flori și cu, zicem, bună mireasmă a faptelor noastre bune până la urmă. Și tot mâine dimineață de la ora 10, vom sluji aici în Biserică Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, după care vom aștepta ajutorul și mila lui Dumnezeu, pentru că în jurul prânzului, imediat după prânz, la Ierusalim va începe slujba de chemare a Sfintei Lumii. Vom avea și noi binecuvântarea de a primi în România Sfânta Lumină prin intermediul Patriarhiei Române, care va trimite o delegație și va aduce până la București Sfânta Lumină, iar de aici, de la Timișoara, pleacă un avion special ca să aducă de la București Sfânta Lumină și ne dăjduim ca până în jurul orei 10 Sfânta Lumină să ajungă la Catedrală pentru a fi împărțită tuturor parohiilor și inclusiv nouă. În Sâmbăta Mare, Sâmbătă Noapte spre Duminică, de la ora 11:30 vom începe miezul optica, canonul Sâmbetei cele Mari, apoi vom împărți Sfânta Lumină, vom ieși să înconjurăm Sfânta Biserică, vom sluji utrenia, după care Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. În prima zi de Paști, de dimineață, de la ora 9:30, vom sluji iarăși Sfânta Liturghie, iar seara, de la ora 18, vom sluji vecernia numită a doua înviere, după care vă așteptăm pe fiecare dintre frățiile voastre care își face și un pic timp să împărtășim bucuria praznicului și să ciocnim câte unul roșu, asta duminică seara. Celelalte, să zicem așa, etape ale programului sunt deja afișate. Vă mulțumesc pentru dragoste și pentru răbdare, pentru faptul că, iată, nu l-am lăsat pe Domnul singur, deși, așa cum vă spuneam, prin faptele noastre, îl cam pironim pe Domnul și îl răstignim o dată și încă o dată și încă o dată. De fiecare dată când săvârșim păcate, îl răstignim pe Domnul. Măcar acum, în această seară, să avem această stare de priveghere. Mi-aduc aminte de copilăria mea, bătrânii stăteau în această seară cu biserica deschisă și privegheau mormântul Domnului. Nu lăsau pe Domnul singur în mormânt. Pentru noi greutatea zilei este mare, mare, mare. Noi nu mai avem răbdare 2, 3, 4 ceasuri pentru Sfânta Slujbă. Dar să știți că fiecare minut pe care îl petrecem în Biserica Slavei lui Dumnezeu este câștigat pentru noi. Că măcar în aceste clipe nu păcătuim sau ne străduim să nu păcătuim. Mulțumiri și binecuvântare. Ăsta este cuvântul serii de astăzi. Și aveți nădejdea că Cel pe care astăzi l-am propădit va învia și ne va învia și pe noi în ziua cea de apoi, ca mai apoi, în ziua ce ne-a aducea în strada împărăției sale, să ne bucurăm împreună cu El. Cei care doresc să aveți răbdare, o liniște, veți trece prin partea mea stângă, adică prin dreapta frăților voastre, vă veți închina la epitaf și la ieșire vă aștept ca să vă primim. Dumnezeu să ne ajute tuturor, să ne dea putere, sănătate și un praznic binecuvântat. Amin. Mulțumim, Domn Părinte Cristian. Domnul Domnișoară și Domnilor, pentru bunățean, își a rămas bun de la voi. Vineri,
3 mai 2024.